официальный спонсор показа Nescafe. Vestimentația oferită de Bobin și Max Fashion. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Bună dimineața! Neața tuturor celor care s-au trezit și în această zi să ne fie alături, pentru că este 7 septembrie în calendar, zi de joi. La mine la țară ar fi zi de joi, zi de piață. Da? Dar tot cu piața, spiritul tău comerciant l-a specificat și în ediția precedentă că până și pisicile se uimesc de capacitățile tale de a vinde orice, de la roșii până la sfeclă, cartofi, castraveți, dacă tot e sezonul. Vorba ce e, am turnat apă la moară, deja tot. E regulă. Toată emisiunea o să mi spună tot că e. Tot timpul îți laud capacitățile. Apropo, ne-ai surprins foarte și foarte tare. Noi toți suntem surprinși că în continuare sunteți alături de noi, pentru că știți prea bine, ora 6, oră grea, complicată, dar dacă deja suntem în zi de joi, respirați așa mai ușurați că mâine e vineri. Da. Eu cred că deja este 7 septembrie, lumea a intrat în ritm, pentru că trebuie să țină pasul. Cei care merg la serviciu, fie la școală, universitate, deja 6 este o oră destul de ok, eu cred. Cert este faptul că avem subiecte de discuție pentru fiecare pereche de ochi, urechi conectate la această oră matinală pe dimineața la RTR. Vă spunem ca să știți ce vom avea azi în emisiune. Ne-a dat trailere și teasere la noul său videoclip. Dacă nu mergeți voi la teatru, vine teatrul la voi. Au găsit refugiu în pădure, fără griji și facturi la lumină. Frumoasă și bună la cântat, credeți-ne pe cuvânt. Nu pierde, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. Iar acum, atențiune, atențiune, căutând tot așa să găsim o semnificație a zilei, tot timpul privim peste ocean către americani, că ei vin cu sugestii, ci că astăzi este marcată Ziua Internațională a Permisului de Consum a Salamilor. Mănâncă cât încape, frate. Păi asta e fain idee. Hai, ziua salamului. Da, ziua salamului. Exact, ziua salamului. Așa că azi se permite, cu toate că... Nu recomandăm, trebuie să adoptăm un stil de viață sănătos și aici și presupune un stil alimentar. Uh-huh. Echilibrat și mai puțin salam. Cert este faptul, dacă adaptăm ușor toate cercetările științifice venite de la, din America sau de la universitățile grele de prin Oxford, când le adaptezi la condițiile din Republica Moldova, mai ales asta cu ziua salamului, parcă zici, mâncarea preferată a moldoveanului care este? Ciofi. Ciofi, da. Dar dacă este o bucată de cărnați de salam în frigider, atunci e bine. Eu cred că e motiv de sărbătoare mai mult, poate pentru germani. Ei adoră... E cu tradiție. Da, ei adoră mai ales cărnăciorii. Cărnăciori. Care la ei se găsesc peste 300 de feluri de cărnăciori. Da, 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 da. Mai ales când acum și e octombrie, Oktoberfest, multă bere, cărnăciori, salată. Ziua vinului la noi, oprește-te. E dimineață, cum poți dis de dimineață să te gândești la ziua, la cărnăciori și la bere și la... Mai ales la noi mai avem ziua vinului, să nu uităm de sărbătorile naționale pe care trebuie să le scoatem în evidență, să ținem cu și noi la tradiție. Cu măsură trebuie scoasă și sărbătoarea în evidență. Ei bine, dar altceva ce s-a întâmplat în istorie, aflați de la calendarul zilei. Se făcea la 7 septembrie cu mai mulți ani în urmă. În 1812 a avut loc bătălia de la Borodino, cea mai sângeroasă din războaiele napoleoniene. Organul de poliție criminală internațională numit și Interpol a fost instituit în 1923. În anul 1949 a fost proclamată Republica Federală Germania, cu capitala la Bonn, în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și engleză. Compania atotștiutoare Google a fost fondată în această zi, în 1998. În Brazilia, astăzi, este sărbătorită Ziua Independenței. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Că tare ne-a fost dor și de Camelia la pupitru știrilor. Adevărat, ne-a lipsit.
Exact. Nu că ne-ar plăcea nouă să ne lăudăm, dar chiar încercăm să fim altfel. Cu altfel de știri vine și Camelia în fiecare dimineață și chiar credem și știm că vă sunt de folos, că le așteptați să vedeți ce s-a mai întâmplat, cum stăm la capitolul curs valutar, meteo, de ce nu? Sigur că da. Altfel de știri, prezentatoarea e aceeași. Camelia, bună dimineața! Bună dimineața, colegi! Bună dimineața, dragi telespectatori! Prețurile carburanților ar putea să crească în aceste două săptămâni. Începând cu ziua de ieri și până pe 19 septembrie, un litru de benzină va putea fi procurat cu cel mult 17 lei și 40 de bani, față de prețul de 16 lei și 95 de bani din ultimele două săptămâni, iar prețul motorinei ar putea ajunge până la 14 lei și 75 de bani. Vești bune pentru piața muncii de la noi. Numărul șomerilor din Republica Moldova a scăzut în acest an cu aproape 10.000, comparativ cu trimestrul 2 al anului trecut, atunci când numărul acestora era de 55.000. Astfel, rata șomajului s-a redus de la 4% până la 3,6%. Potrivit Biroului Național de Statistică, cea mai mare pondere a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a fost înregistrat în orașe, de 5%, comparativ cu statisticile din mediul rural de 2,3%. În atenția Serviciului Fiscal de Stat, vorbim despre persoanele care dau în chirie locuințele. Aceștia se vor alege cu amenzi mari în cazul în care nu vor înregistra contractul de locațiune și nu vor achita impozitul care constituie 7% din venitul obținut. Instituția a emis o atenționare în acest sens. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu în data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua la orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova. Tot mai multe apartamente date în exploatare. Piața imobiliară a înregistrat un record în acest an, dând în exploatare aproape 8.000 de apartamente, cel mai mare număr de până acum. Potrivit experților în economie, în 2017 situația din industria construcțiilor s-a remediat după ce în 2016 vânzarea de apartamente a înregistrat o cădere bruscă. Creșterea numărului de vânzări se datorează în mare parte micșorării prețurilor apartamentelor. A apărut al patrulea tip de ciocolată. Iubitorii acesteia se pot bucura de un nou gust, ciocolata rubinie. Aceasta are o aromă naturală de fructe de pădure, e dulce acrișoară și a fost prezentată zilele acestea pentru prima dată în Shanghai. Ingredientul principal al produsului îl reprezintă un tip special de boabe de cafea, a căror pudră este roșie. Iar acum datele despre vreme. Astăzi, 7 septembrie, vremea se menține stabilă, presiunea atmosferică este normală și vor fi temperaturi de până la 28 de grade Celsius pe întreg teritoriul țării. Banca Națională a stabilit pentru astăzi un curs de 21 de lei și 13 bani pentru un euro. Dolarul american poate fi schimbat cu 17 lei și 76 de bani, rubla rusească cu 31 de bani, iar leul românesc cu 4 lei și 60 de bani. Noi vă oferim alt fel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Vă salutăm încă o dată și vă îndemnăm să rămâneți aproape de dimineața la RTR, pentru că în cele ce urmează trebuie să găsesc trei adjective cel puțin ca să o caracterizez. Hai că te pricepi la asta. Este talentată, este frumoasă și îmi creează mie bâlbe atunci când formulez propoziții. De data asta am reușit să o scot în capăt. Elena Javelea, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit și vă mulțumesc, mă simt foarte bine. Sunt aici de 5 minute, dar deja mă simt ca acasă și e o energie formidabilă aici în platou. Noi suntem așa calzi. De la sigur zâmbetul tău, Galina. Da, e un zâmbet foarte frumos. Mulțumesc. Vă felicite. Vreau să te întreb, uite, este deja toamna, un pic zice că e un anotimp nostalgic pentru tine cum? Nu. Nostalgie vine din suflet. La mine mereu e vară și mereu e soare și cel puțin încerc zi de zi să fac tot posibilul ca asta să fie. Pentru că dacă noi cumva cedăm și noi cumva vedem acea nostalgie în suflet, așa va fi și viața noastră. Bine, asta cel puțin influențează și asupra actului creației, că dacă vorbim din perspectiva ta de cântăreață, de interpretă. Dacă din perspectiva aceasta, atunci starea de nostalgie e foarte favorabilă. Aici vin cele mai tare emoții, aici vin cele mai interesante gânduri și de aici vin probabil și cele mai frumoase piețe. Da,
Desigur, mai inspirat și mai... Consider că din orice stare, fie e de bucurie, fie e de nostalgie, trebuie să sustragem acel plus care să-l putem dezvolta într-o idee sau într-un ceva minunat. Să fim și noi mai curioși și ne dai atâta cât consider de cuviință. Vara ta cum a trecut? Vara mea a trecut frumos. A trecut bine, nu am fost nicăieri, nu am avut ocazia aceasta, însă poate voi fi norocoasă să prind soare și iarna. Deci, respectiv, a fost bine. Cred că erai abonată la acele posteri pe Facebook de care noi tot timpul facem glume, care mâna sus pentru cei care au petrecut vara cu ochii. Exact, exact. Dar am petrecut alături de persoanele mele dragi. Consider că acest lucru substituie orice locație. Am înțeles. Și dacă e să vorbim pe plan profesional, cred că totuși mai prielnică este toamna decât vara. Păi stai, care profesie? Că e juvaier sau... Nu, cu juvaierul mai lăsăm un pic. Eu am observat deja. Nu sunt juvaier. Eu... Așa am zis. Cu un an în urmă am terminat masterul la conservator canto estradă și respectiv tot ce înseamnă muzică reprezintă și profesia mea. Pe plan profesional am lucrat pentru că consider că a venit timpul să mă maturizez. Să mă maturizez nu doar după ani, dar și după tot ce înseamnă muzică pentru mine și lucrez acum cu o echipă în care am încredere și vreau să aduc un produs cât mai aproape de tot ce înseamnă țara noastră. Consider că mulți pleacă, trebuie cineva să rămână. Apropo de plecări, mulți pleacă și nu departe, peste Prut. Pentru că acolo oarecum se regăsesc, găsesc producători. Vor să fie auziți. Da, vor să se facă auziți acolo. Cum spunea colegul meu, mai întâi sunt acolo auziți și după sunt, ne mândrim că uite, avem rezultat. Mereu e așa. Eu sunt mândră de toți artiștii care au plecat peste Prut și au succese, sunt persoane foarte talentate și sunt persoane din ceea ce știu eu care au muncit foarte mult și au jertfit foarte mult. Și le ascult piesele cu mare bucurie și mândrie. Este foarte greu. Am fost și eu o perioadă. Păi de asta și te întreb, știu că ai pochetat. Am fost acolo o perioadă și puțin mi-a fost greu să mă adaptez la tot ce înseamnă oraș mai aglomerat, lumea mai multă, mai diferită, dar într-un final deja mi este și dor. Sper că dacă viața îmi va aduce o asemenea ocazie, neapărat voi mai merge acolo. Dacă voi avea o asemenea șansă să lucrez cu cineva de acolo, suntem siguri, pentru că am avut ocazia să intru și pe canalul tău de YouTube și să mai audiez câteva cover-uri. Este cu ce, dar cum vorbeam și noi, în culisele rețelelor de socializare, atunci când interpretezi sau iei un cover la o piesă, vii și cu o notorietate a artistului, a originalului. Cât de greu este să te profilezi, să fii artist individual original, când vii tu singuric, pur și simplu, în scenă? Este foarte greu și vă explic de ce. Niciodată persoana ce cântă după original nu se va ridica la nivelul așteptărilor ascultătorului, pentru că fiecare dintre noi este deprins cu ceva, cu acel original. Respectiv, trebuie să-ți aduci al tău ceva, pentru ca lumea să poată aprecia acel cover, cum zici și tu. Și până la urmă, toți interpreții, și din România, și din Moldova, la programele pe care le cântă, ei cântă cover-uri de obicei. Și trebuie să-ți găsești acel cover și acel artist cu care tu cumva radiezi și cu care ești pe lungime de undă, ca să iasă ceva frumos din asta. Și după aceea să te gândești din cover, rezultă așa, interpretă, mână spală pe alta și tot așa. Dar foarte multe interprete s-au lansat pe baza tot ce înseamnă cover. De aceea și spun. Chiar și cu show-urile acestea de talente, chiar și James Arthur a cântat o piesă care bă, cânta o fată. Da. Și neapărat voi mai face, pentru că foarte multă lume de la noi îmi spune, uite, cântă-te rog piesa aia și înregistrează-o. Și eu cumva deja îmi e cam greu să fac asta, dar oricum eu neapărat voi lansa o serie de cover-uri pentru piesele ce sunt apreciate și ascultate de toți. Acolo tot trebuie să existe un ego care să neapărat, spună, neapărat. Eu sunt Elena Javelea, eu sunt interpret. Eu cred că cumva fiecare interpret și are vibrația în voce sau acel timbru special care cumva îl face mai diferit. Vorbeam, colegul meu a remarcat bine despre bijuterii, pentru că ai o pasiune pentru ele aparte? Da, este un mic hobby și este ceva ce pe mine mă relaxează. Atunci când am ceva timp liber, neapărat privesc tot ce înseamnă postări despre bijuterii, cum sunt confecționate, cum e mai bine să le confecționez. Eu nu sunt juvaier giu. Nu am nicio tangență cu asta, doar că mie îmi place foarte mult și mă inspir la tot ce înseamnă pentru mine. Cred că cel mai
mai des i s-a spus Elena Floare, Giuva, ești. Mereu, mereu piesa aceasta. Și am crezut că sclipitora asta. Mi este dedicată. Apropo, nu m-am gândit. A, nu? Dar o voi folosi. A, ziceam de... Văzusem undeva mai multe interprete din România, de fapt, care au așa un lanț, cum l-ai și tu aici. Elena, Elena, cu nume. Da. Și cineva făcea glume. De ce își pun interpretele așa lanț? Nu cumva să-și uită numele? Știi că nu doar interpretele. Eu merg pe drum și văd foarte multe persoane care deja e da. O modă, o modă, cum să zic așa, și cu aceste lămișoare cu nume. Mereu au fost câte ceva, ori în păr, ceva, vreo agrafă specială pentru noi toate. Probabil acum e perioada acestor lămișoare. Mie îmi place mult, pe mine mă caracterizează și... Eu cred că vine în ajutor bărbaților care nu care, avem da, o problemă. Care nu uită numele, da. Fac un așa. Salut, salut, Elena, Liviu. Trec 5 minute de discuție. Cum o cheamă, măi? Și te uiți. Noroc că este scris acolo. Noi mai cer nici buletinul de identitate și alte date personale. Astăzi mai și cântăm, nu doar exact. Discutăm. Cântăm o piesă ce se numește Fără frici. Uh-huh. Este compusă de Lilian Dobândă. Lilian Dobândă, da. Nebunesc după tine. Exact, un tânăr pe care îl apreciez mult și care este foarte talentat. Dar este deja și compozitor? Dar cum? El mereu a fost, pentru că toate piesele lui cumva au fost scrise de el. Această piesă am auzit-o într-un studio. El a cântat-o la chitară. Pare mi se era pentru el sau pentru altcineva, la care eu am insistat foarte mult. Te rog, dă-mi-o mie. Iar tot ce înseamnă orchestrației și muzică îi aparține lui Cornel Bucătaru. Nu de alta, dar când spunem cuvântul compozitor, ne gândim la un after 30, deja cu mult aparataj. Nu, deja să știi că tinerii sunt foarte talentați. Nu este o stereotipizare, hai să recunoaștem asta. Doar că atunci când, dacă băiatul poate să facă asta, atunci eu cred că noi doar trebuie să încurajăm. Noi îți mulțumim frumos pentru prezență. Cu drag, și eu vă mulțumesc și să știți că mi-ați dat o dispoziție pe toată ziua. Dispoziție frumoasă le facem și celor de acasă cu piesa ta Fără frici. Eu cred că e un slogan bun de zis de dimineață. Trăiți fără frici, de ce nu? Era să zic că se apropie și o campanie din aia Fără frici. Înainte ascultăm Elena Javele. Deci să nu vă gândiți, Doamne ferește, la altceva. Rămâneți cu noi. Miez de noapte, unde-mi zboară mințile și visele departe. Când nu am somn, încep să te privesc pe tine. Chipul tău e somniferul ce mă-nvie, știi? Tu ne știi cât de ușor mă alinț prin șoapte. Cu vocea ta îmi provoci fulgere potoape. În ochii tăi căprui văd fericirea. Când tu clipești, aprinzi și stingi iubirea, știi? Eu nu am frici, dar am momente grele. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Când eu dau greș, știu că lângă mine îl am pe el, ce mereu mă susține. Eu nu am frici, dar am momente grele. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Când eu dau greș, știu că lângă mine îl am pe el și nu mă tem de nimeni. Visele comori aduc, da, comori fără vise distrug. Tot ce aveam atunci când ne jucam cu foc și nu ne ardeam, ei vor să ne vadă plângând de dor. Că suferim, dar noi rezistăm împreună și râdem de lume, că lumea-i nebună. Eu nu am frici, dar am momente. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Când eu dau greș, știu că lângă mine îl am pe el, ce mereu mă susține. Eu nu am frici, dar am momente grele. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Când eu dau greș, știu că lângă mine îl am pe el și nu mă tem de nimeni. Și mă doare
Când mă gândesc la început cu nepăsare, fără să vreau aș fi putut să las să zboare. Unde noi nu exista, unde noi nici nu conta, fără el acum treceau zile secunde. De căutări în alte lumi, nopții minute, fără sclipiri în ochi aprui, dar focul arde. Ascuns în secrete vii pe care doar cu tine eu le pot citi. Eu nu am frici, dar am momente grele. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Când eu dau greș, știu că lângă mine îl am pe el, ce mereu mă susține. Eu nu am frici, dar am momente grele. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Ei, cum ați ajuns la mijloc de săptămână? Astrele au fost binevoitoare cu domniile voastre? Bani, relații, dragoste, tot în regulă? Este foarte interesant când îți asculți prezicerile pentru zodia astrală și când colo nu prea ai de afaceri, dar îți vorbește exact despre afaceri sau partenerul de viață când tu nu ai nici pe nimeni aproape de tine. Ce e bine că colega mea Galina de fiecare dată găsește ac pentru cojoc pentru fiecare zodie. Stă noaptea întreagă, privește la stele, dacă se mai văd, și a doua zi horoscopul e gata. Așa e, Galina, am dreptate, nu-i așa? Așa este, Liviu, ca de fiecare dată ai dreptate. Neața încă o dată tuturor. Aspectele planetare de azi aduc un plus de optimism și sporesc șansele de reușită, mai ales în afaceri. De asemenea, sunt favorizate studiile și călătoriile. Ce au pregătit astrele pentru fiecare nativ, vă spun chiar acum. Berbec. Este o zi favorabilă studiului, călătoriilor în interes profesional și comunicării cu persoanele importante. Sunteți foarte activ pe plan social. Astrele vă sfătuiesc să nu neglijați persoanele mai în vârstă din familie. Taur. Se pare că aveți îndoieli în privința unei afaceri. Intuiția vă este un aliat de nădejde. Puteți obține o sumă importantă de bani dintr-o colaborare. Nu tratați cu superficialitate problemele de la locul de muncă. Gemeni. În prima parte a zilei s-ar putea să aveți de alergat după documente necesare pentru o tranzacție. Întâmpirați mici obstacole, dar reușiți să vă descurcați. Se pare că sunteți nevoiți să faceți cheltuieli mari care vă cam afectează bugetul. Rac. Dacă aveți de susținut un examen, nu vă faceți griji. Șansa este de partea dumneavoastră. De asemenea, sunt favorizate călătoriile și deciziile importante. Se întrevăd schimbări favorabile pe plan financiar. Leu, reușiți să vă redresați bugetul cu ajutorul unei sume considerabile pe care o primiți la locul de muncă. Puteți să faceți planuri pentru o călătorie în interes personal și pentru anumite investiții pe termen lung. Vă sfătuim să nu neglijați odihna. Fecioară, este posibil să cumpărați un obiect de valoare cu ajutorul unei rude apropiate. La locul de muncă, șefii vă apreciază rezultatele, mai ales după ce reușiți să rezolvați o problemă mai delicată. Vă sfătuim să evitați speculațiile financiare. Balanță. Sunteți foarte hotărât și reușiți să terminați cu bine o activitate importantă începută zilele trecute. Este momentul să colegeți roadele muncii depuse în ultima vreme. Nu este exclus să obțineți avantaje materiale și să vă afirmați în societate. Scorpion, sunteți ambițios, iar asta se simte atât în activitatea profesională, cât și în relațiile parteneriale. Aveți posibilitatea să rezolvați ușor problemele de serviciu și de casă. Țineți cont și de părerile partenerului de viață. Săgetător, aveți succes în afaceri și puteți să finalizați lucrări începute cu mai mult timp în urmă. Intuiția vă ajută să rezolvați o problemă financiară. Este totodată o zi favorabilă comunicării cu prietenii și cu persoana iubită. Capricorn, optimismul cu care începe ziua vă ajută să suportați mai ușor grijile cotidiene, mai ales cele legate de lipsa banilor. În partea a doua zilei vă pregătiți pentru o călătorie lungă în interesul familiei. Bazați-vă numai pe banii pe care îi aveți și nu sperați la mărire de buget. Vărsător, sunt favorizate relațiile cu partenerii de afaceri. Activitățile începute astăzi au mari șanse de reușită. Este o perioadă favorabilă afacerilor și investițiilor. Petreceți seara în mijlocul familiei, într-o atmosferă relaxantă.
pești. Sunteți nevoiți să vă schimbați programul, dar nu este cazul să vă îngrijorați, pentru că schimbările vă avantajează. Este posibil să faceți cunoștință cu o persoană importantă care vă poate ajuta să începeți o activitate extra-profesională. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Experiența este un lucru nemaipomenit. Îți permite să recunoști greșeala chiar și atunci când ai repetat-o. Publicitate. Генеральный спонсор показа Nescafe. Deși este toamnă în calendar, noi încă mai visăm la destinații exotice, la vacanță, pentru mai ales cei care nu au reușit să se odihnească în perioada de vară. Dar e rentabil acum în toamnă să găsești. Ce? Eu știu că fiecare dintre noi avem câte o listă de destinații de vacanță și tot bifăm. Dacă reușim am să ajungem. Vrut, sau dacă... Am mai vrut. Că... Da. Ia-mi zi-mi ce este pe lista ta. Ce se găsește acolo? Eu... Primele. A fost. Lista este... Tot se completează de la an la an. Și dacă anul acesta am văzut pentru prima dată marea, îți dai seama că lista a devenit mai completă. Am vrut să văd mare. Nu a contat unde. Da, am fost în Bulgaria. Nu e un început rău. Deși, peninsula Scandinaviei, Egipt, China, oriunde, Thailanda... Oriunde este mare. A, deja nu. M-a liniștit. Așa. Să știi că eu mi-am dorit chiar de mică, spuneam mereu că vreau să văd Veneția și am fost acolo și apoi vreau să văd Brazilia. Da. Nu știu de ce, mie mereu mi-au plăcut acele festivaluri. Carnavaluri pe care samba. Le-au ele. Exact. Și toate fetele alea îmbrăcate în colorat. De fapt este foarte, foarte colorat. Niște da. Mișcări din alea. Samba de Janeiro, cum spun în portugheză. Da, 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 da. Nu te-ai gândit la Brazilia? De ce? M-am gândit, am mai vrut, am oftat, mi-am dat seama, m-am primit în buletin cetățeanul Republicii Moldova și m-am liniștit. Tu, în ale fotbalului, ești mai da. Versat. Da. Zi-mi, te rog, acolo este unul dintre cele mai mari stadioane? Maracana. Exact. Este. Vezi Maracana. Că știu, am auzit. Bravo, măi, uite, știi ceva că se află. Măcar ceva să vezi, vreau să te motivezi. Nu vrei să vezi fete, nu vrei să vezi carnavalul, măcar să te duci să vezi stadionul. Bine. M-a lămurit, cum se spune. Ce-i drept, astăzi este marcată Ziua Independenței în Brazilia și cum scrie pe drapel, ordem e progresu. Asta cred că așa sună și în portugheză, ce înseamnă ordine și progres. Cel puțin în fotbal se pricep oamenii. Țara boabelor de cafea, acolo unde fotbalul i-a dus la statut de religie, țara femeilor frumoase și, desigur, destinația unde ați putea să aveți o vacanță de neuitat. Deși sună tentant să faceți rezervări de bilete chiar și în vreme de toamnă, iată care ar trebui să fie așteptările voastre. Brazilia oricum rămâne o țară în curs de dezvoltare. Puteți distinge asta dacă riscați să vă cazați în cartierele de tip mahala numită și favele, așa cum este Santa Marta din Rio de Janeiro. Mare grijă la obiectele prețioase și siguranța personală. Nu le sunt străine nici ambuteiajele, ba mai mult, sunt campioni. São Paulo deține recordul mondial pentru cel mai lung blocaj rutier, 309 km. În Brazilia se află cea mai bună plajă din lume, Baia do Sancho. 21 de insule ce formează un adevărat parc marin atrag pe cei care vor să se bronzeze, cât și pe cei care sunt pasionați de scufundări, unde pot să admire toată fauna acvatică. O bună parte a teritoriului este acoperită de jungle. De aceea, când pădurile dau năvală prin orașe, brazilienii nu ies cu ferestreul, ci amenajează adevărate păduri urbane. Cea mai mare este Floresta da Tijuca și cuprinde o suprafață de aproape 4.000 de hectare. Puteți vedea specii de plante exotice, maimuțe, tucani și multe altele. Exploratorii domeniului gastronomic la fel pot să-și satisfacă poftele atât în bucătăriile din stradă, cât și în localuri. Majoritatea ingredientelor întâlnite pe farfurie sunt orezul, fasolea, carnea roșie, peștele și făina de manioc. Iar după mâncăruri copioase, poftiți la dans!
evident dacă prindeți și perioada carnavalurilor de la Rio. Atunci, chiar și cel mai slab inițiat în ale coreografiei poate să facă performanță. Iar îmbrăcămintea ușor sumară a dansatoarelor doar incită ritmul și atmosfera. Asta e Brazilia, sau cel puțin o parte din ea. Descoperiți-o! Toamna se numără bobocii, dar toamna numărăm și festivalurile, atât naționale cât și internaționale. Păi că acuș-acuș se strâng strugurii, se face vinul, mustuiește și se începe. Mustfest, ziua vinului, da. Ziua orașului, strugurel vernisaj și continuă. Vernisaj în Beșa Badea Valera, vernisajul vinului, cum acum este serios. Dar mie îmi plac toate chestiile astea când îi dăm noi pe somelieri, știi? O țară care ne place, hai să recunoaștem, să consumăm. Când luăm așa paharul, știi, am văzut și pe internet, pe YouTube, mai rotim așa, simțiți buchetul? Aici așa, dar un buchet din ăsta, aromă din asta. Să știi că mi-am dorit foarte mult să mă pricep și eu, măcar cât de cât. Pentru că, știi, trebuie să fie, să nu rămână culoare sau să rămână pe pahar, nici nu mai știu. Mai bine nu intru în detalii, pentru că chiar la acest capitol nu cunosc. O enologii de acolo trebuie să știm. Poate ar fi bine, când se apropie festivalul, să invităm unul să ne spună cum e, măi, să guști 4-5 soiuri de vin și după aceea tot să ții de, să determin cu papilele gustative fiecare ce particularitate are. Trebuie să fii versat și în acest domeniu. Asta e la noi. Asta e la noi. Însă în Europa la fel, să știi, pentru că Italia, Franța sunt țări producătoare de vinuri într-un număr mult mai mult de litri decât la noi. De aceea și ei au festivaluri. Să nu uităm, cum ai spus, și un pic mai devreme de Oktoberfest, care are loc în octombrie. Da. Dar și ce alte festivaluri sunt prin Europa în această perioadă și poate dacă reușiți să ajungeți măcar pentru un city break sau măcar pentru, nu știu, pentru o vacanță, pentru un weekend, pentru un city break. Ce? City? Break. Ah, e scapadă cum o fi. Exact. Am înțeles, am rămas surprins, pur și simplu. City break, das is fantastic, Oktoberfest și alte festivaluri le aflați chiar acum. Vara s-a încheiat și odată cu aceasta, orașele vechi, pline de istorie și cultură, au redevenit principala atracție a turiștilor în Europa. Aceasta este totodată perioada în care se organizează diferite evenimente ce nu trebuie ratate. Budapesta, capitala Ungariei, atrage numeroși turiști pe tot parcursul anului. Toamna este un anotimp special pentru acest oraș, aici fiind organizată o serie de manifestări de renume în Europa. Festivalul Internațional de Vin este primul pe listă, fiind organizat în perioada 8-11 septembrie, un motiv excelent pentru un city break în capitala Ungariei. Octombrie debutează cu Festivalul Cârnaților și Palincii, organizat în perioada 2-4 octombrie. Urmează Festivalul de Artă Contemporană 7-23 octombrie, toamna urmând să fie încheiată de Festivalul Vinului și Brânzeturilor, între 28 și 29 noiembrie. Portugalia, ca și oricare altă țară renumită pentru vinurile sale, trebuie neapărat vizitată toamna. Regiunea Minho este plină de destinații interesante, sate și orașe pline de istorie, piețe artizanale, peisaje care îți taie respirația și vinării unice. Cei care aleg să viziteze această regiune trebuie neapărat să încerce Vinho Verde, un vin ușor portughez ce poate fi găsit doar aici. Oktoberfest este cel mai mare și mai cunoscut festival de bere, fiind adoptat în ultimii ani de tot mai multe țări. Totuși, nicăieri nu e la fel de grandios ca în orașul de origine, München, Germania. Anul acesta, Oktoberfest este organizat în perioada 17 septembrie-3 octombrie. Milioane de turiști care vor lua cu asalt capitala bavareză în această perioadă sunt așteptați cu bere bună, muzică de calitate, preparate tradiționale și multă voie bună. Perugia, capitala regiunii Umbria din Italia, este un oraș cunoscut iubitorilor de artă. Toamna însă el devine destinația preferată a iubitorilor de ciocolată. În perioada 14-23 octombrie, aici se desfășoară Eurochoclat, unul dintre cele mai mari festivaluri de ciocolată din lume. Vizitatorii pot gusta din sute de sortimente, pot admira și numeroase opere de artă create din dulciuri, dar și participa la diverse workshop-uri organizate de mari producători din domeniu. Lviv, destinația iubitorilor de vin. Cel mai mare oraș din vestul Ucrainei găzduiește în fiecare toamnă un important festival gastronomic. Este vorba despre Festivalul Vinului și Brânzeturilor, unde turiștii sunt invitați să admire produsele tradiționale ucrainene și să participe la numeroase concerte și concursuri. Lviv este de asemenea celebru și pentru arhitectura sa.
Salutare, Reața, încă o dată tuturor, noi toți suntem aici. Și ce faceți voi, elevi? Ia spuneți, v-ați pregătit ghiozdanul? E călcată cămașa? Rochița, da? Rochița, da, de ce nu? M-am simțit că sunt la o emisiune de sâmbătă dimineața pentru copii. Adresez elevilor pentru că acum cred că este momentul când își împachetează tot, iau micul dejun și ne privesc pe noi, desigur. Da, și privesc o primată care tot este full equipped, echipată ca să meargă la școală. Așa. Interesant în ce clasă merge acum și care este prima lecție. Dar, vezi, dar cravata de la gât nu-ți spune nimic. Te duce un pic spre altă perioadă a istoriei. Este pionier cumva, octombrel? Pionier. Da? Octombrel deja avea și o... Sau o de fapt... Dar tu știi? Sigur. Am înțeles. Îți pare ție, dar eu... Zveche. Pregătită la școală, foarte bine. Așa... Alt moment interesant, să mai zâmbim mute, cei care nu se grăbesc într-atât la școală și aici trebuie să folosim un light motiv din ăsta greu din istorie. Fugit irreparabile tempus. Eu când mă gândesc ce să fac cu viața mea, sau să mă fac președinte de țară, să mă fac scriitor, să mă fac actor. Sau din cei care nu am prima lecție, mamă, lasă-mă să dorm. Da. Vezi că el este într-o depresie, este absurd ceea ce face. Este... Eu bănuiesc la cum arată, cât de dolofan este. Uh-huh. Eu cred că este într-o depresie, oare s-a golit frigiderul? Da, știu, poate a păpat pur și simplu bine și s-a gândit, dă să mă joc eu cu biluța, probabil era o minge de golf. În schimb, dacă vorbim despre călătorii și aveți, cum să-i spunem noi, curajul să vă ridicați posteriorul de pe canapeaua confortabilă sau chiar din pat și să mergeți într-o călătorie, da, da, în vreme de toamnă și în toamnele Moldovei, de ce nu, atunci puteți să faceți, să alegeți anumite destinații. Da, și vorbim mai dorim și despre destinațiile de peste hotare, însă să știți că și acasă avem locuri care merită să fie descoperite, redescoperite, merită să mergeți și să petreceți timpul frumos, mai aflați și câte ceva din istorie, pentru că sunt și locuri istorice. Așa că mâine e vineri? Uite câteva sugestii pentru weekend. De ce nu? 3 zile de pelerinaj sau călătorie. Vara la mare, toamna acasă. S-a încheiat sezonul estival, dar nu și vacanțele. Mai ales că e bine să ne cunoaștem mai întâi țara până a evada peste hotare. Și dacă e mai complicat să vă organizați singur o excursie sau un tur prin Moldova, lăsați acest lucru pe seama agențiilor de turism. Am făcut un program de peste 200 de excursii anual, deci vorbim acum de fiecare weekend a săptămânii, avem neapărat programat o excursie prin Republica Moldova. O excursie, de exemplu, pentru o zi la Soroca. Ar costa în jur de 150 de lei. O excursie pentru o zi la Noua Mănăstiri. Ar costa în jur de 200 de lei. O excursie la Orheiul Vechi. 120 de lei aproximativ. Dar independență. Deci prețurile încep de la 99 de lei până la 200 de lei. O excursie pentru o zi. Iar dacă vreți să organizați o mică escapadă prin țară, veți scoate din buzunare ceva mai mult. În schimb, experiența va fi una memorabilă. O excursie de 2 zile cu transport, asigurare, cazarea o noapte cu mic dejun, ghidul inclus, ar fi în jur de 600-700 de lei de persoană. Adică vorbim de un preț de vreo 300 de euro. În mare parte aici este inclus cazarea, pentru că ea este cea mai costisitoare la preț, plus serviciile turistice oferite. Dacă ați reușit deja să explorați locurile de pe la noi, puteți trece Prutul. Sunt organizate excursii în România în fiecare weekend. De exemplu, în Iași avem în fiecare sâmbătă și duminică, prețul este 10 euro pentru o zi la Iași sau 12 euro pentru o zi la Iași cu excursiile incluse, transportul, ghidul, intrările în muzee, plus un mini-shopping de câteva ore. Avem Transfăgărășan, avem pentru 2 zile, o noapte, prețul în jur de 75 de euro. Avem Cheile Bicazului, prețul este în jur de 49 de euro. Pentru o noapte, 2 zile, transportul tur-retur, ghidul, asigurare medicală și cazare respectiv. Brașov, iarăși în jur de 40 ceva de euro. Indiferent de destinația pe care o alegeți, să profitați frumos de ea.
Continuăm emisiunea noastră, suntem la bucătărie, avem și noi un moment de respiro în care râdem la niște filmulețe de pe internet sau, din potrivă, ne punem pe gânduri. Nu e așa, Galina? Sigur, pentru că uneori și animulțele îți pot da de gândit. Da, îți pot da de gândit și atunci, uite, să ne imaginăm că astea sunt problemele noastre, această cușcă. Așa. Sunt oamenii care îți spun, nu fa asta, n-ai să reușești. Măi, trebuie să faci asta, pur și simplu. Iar câinele sau caracterul nostru este să nu ne dăm bătuți, să mergem înainte. Mai întâi scoatem podeaua, fundamentul problemei, că ea este de vină de ce nu putem să mergem înainte. Așa. Cu curaj și cu voinicie, dacă vreți, și tărie de caracter, dăm fundamentul problemei la o parte. Îl dăm acum, chiar acum. Așa, înainte. Merge. Am observat că am găsit un spațiu spre rezolvarea problemei. Un spațiu așa, care dacă îl dăm un pic cu lăbuța la o parte, problema nu e chiar așa de gravă. Scoatem capul, apoi o labă, apoi cealaltă labă și voila! Problema finito! Te-ai inspirat cumva din psihologie? Nu, măi, nu din psihologie, dar m-am uitat foarte mult la acest video și m-am gândit cum am putea noi să-l comentăm. Că când eu acolo, cred că, într-adevăr, sunt obstacole care stau în calea fericirii noastre. Dar sunt și din cei docili care, dacă i-ai spus să stea, el stă. Nu, trebuie să... Uite, să luăm exemplu de la acest cățel care am vrut cu înverșunare să bine să că nu de acolo. La acesta să luăm exemplu. Acesta cred că este un prieten. Foarte, da? Foarte bun. Pentru că știi, se spune, dacă vrei să te iubească, îți iei un cățel. Dacă vrei să iubești, îți iei o pisică. Animal de companie. Măi să fie, da? Profunzime de la Galina. Interesant. Văzusem undeva, cred că cei care hai, măi, știu... Chiar motanul ăsta. Du-te, nu vrem să fim lenoși și grași ca tine. Uite așa, v-am dat câteva exemple de filmulețe. Luați și vă gândiți despre viață, despre toate. Poate să scăpați de atmosfera aceasta citadină și să mergeți unde fugeau odată haiducii, în pădure. De ce nu, cum a făcut și o familie, s-a retras din aceste jungle de beton. Atunci când cred că toate problemele te apasă, când nu mai suporți, dacă vreți, această societate și ceea ce te înconjoară, poți să fugi de agitație, poți să fugi de metropolă, poți să fugi să te retragi departe, departe de tot. Facebook, de arii, de acoperire, de tot. Și acolo ai alte probleme. Lemne știm pentru așa... iarnă, hrană, vânătoare. Principalul să nu te faci haiduc în această perioadă. Știm așa... o cam pățești. Știm așa o istorioară Maugle, dar ea a fost un pic... De mult a fost Maugle. Da, și Maugle n-a fugit de bunăvoie. Păi da, de asta și spun. S-a pierdut. Dar uite că unii chiar aleg de bunăvoie. Și Tarzan s-a pierdut. Și haiducii, stai, era un cântec în codru verde, nu se mai pierde, nu se mai vede umbră de cal, pe la izvoare nu mai apare umbra călare a unui haiduc. De unde le scoți? De unde le scoți? Materialul urmărim subiectul. Rupți de lume, așa a decis să trăiască o familie nu departe de raionul Ialoveni, în pădure, departe de forfota și poluarea din oraș. Trăiesc sănătos și liberi, au scăpat și de coșmarul facturilor. E cam greu. Eram mai tânără, parcă mai aprindem lampa și mai făceam mâncare, dar mu, dacă sunt înnopteați, gata, nu mai fac nimic. Gata, sunt mântuit. Nu-i nici un film, mică. Adică nu-i lumină. Noi trăim fără televizor, fără radio, al ascultăm. Cu toate astea, Nea Tudor zice că au de toate pentru o viață obișnuită. Un beci plin de conserve, apă, iar în curte crește păsări adeseori vizitate de vulpi. Ia ca până e fișa să vede, dar încolo e mai larg. Da. Și aici ne-i tăt producția de iarnă. În sat am făcut 160 de beșuri, așa rotunde. Wow. La toți copiii mei am făcut autăți, au beșuri. Nu avem vecini, dar ne sfădim cu vulpea, cu hultanul, că vine și ne păsările și... În sat sfădește, mai judici, da? Așa ce să-i faci? O fugit? În fața casei, cei doi soți și-au săpat un iaz în care crește pește. Ia deodată ai zvârlit cărligul să-ți prind? Nu, așa nu e. Puțin mai la deal, găsim o prisacă cu 30 de familii. Ia ca albinile, dacă îți mai pune așa câte un ocușor de isa, e pentru sănătate. Dar? Da, ia ca ne impune câte 5, 8, ca așa, le câștig. Dispital n-aveți treabă. Da, dispital nu, niciodată. Nu departe de căsuță, pe vârf de deal, au o podgorie frumoasă. Ca asta poamă care o vedeți aici. Asta se numește muscatul tunel. Așa îi zice. Asta dacă o amestici cu
l-a fermentat, l-a fermentat cu Moldova. Spunește un vin superb, falcoț. Da, asta, uitați-vă. Da, e asta. Jumătate bă de așa. Eu și eu am luat la unul niște butaje. Deci am zis să încerc și eu și. Și mi-a spus așa la că e fără sămânță. Văd că am gustat și are câte o sămânță. Sămânța are. Cel mai apropiat magazin de casa familiei Țurcanu este la 4 km distanță. Dacă e iarnă și nu vine niciun tractor să facă drumul și o mătă, puteți să mă duc pe jos. Și eu să mă duc la magazin să cumpăr, trebuie ceva de cumpărat producte, cum eu torbușoara și piedea pornește pe o mătă. Și eu tot așa mă duc la biserică, ea că mă duc pe jos de aici până acolo. Dacă e drumul mai bunișor, dar dacă nu e bunișor, mă pot porni. Fără mașină e greu. Trăim o era modernismului, a dezvoltării continuă a lumii. Însă nu toți vor să țină pasul cu tot ce e la modă. Exemplu adevărat este familia pe care am cunoscut-o astăzi. E viața lor, pe cont propriu, fără lux, dar uite că se poate. Dacă vă simțiți bine, stați liniștiți. Trece și asta exact ca publicitatea. Генеральный спонсор показа Nescafe. Pentru cei care încă au impresie că vara este pe meleaguri, să știți că noi încercăm să o mai ținem aici cu noi. Cel mai bine se pricepe la asta chiar și atunci când a venit cu premiera, cu chitara, cu compozitorul Victoria Lungu și a dat vina clar și sincer. De vină este vara. Chiar și toamna spunem de vină este vara, mai ales când deja avem și un videoclip. Iar așa compoziție. O piesă, cum să nu aibă un videoclip în care să dai vina cu imagini interesante pe vară? Că vara trebuie să dai vina așa, cu de nuditate, dar cu bun simț, da? Și artistic. Victoria Lungu, bună dimineața! Bine ați venit la noi! Bună dimineața! Astăzi nu a venit singur, a venit Vichilu. Să știți că nu las niciodată asta. Păi tot timpul zic asta, da, Vichilu. Da, pentru că vorbim de proiectul Vichilu aici și lumea cam asta face. Păi, cum sunteți acum? Zic, spuneți-mi oricum, doar să fie bine. Am înțeles. Vichilu, notat, verificat. Sorry. Așa. De vină este vara, un videoclip de toată frumusețea, în care poate soarta sau poate fericita succesiunea circumstanțelor în care fiica dumneavoastră este și în rol de regizor și actrița în rol principal și a ieșit în măsura așteptărilor. Îți dai seama, dacă sunt aici la voi, înseamnă că va ieși exact așa cum am dorit eu. De fapt, în luna mai, pentru că atunci când l-am lansat, știi că era ziua de naștere a fetei mele și eu mereu când lansez ceva, aleg o zi importantă ca să-mi țin minte, nu fac melodii cu sacul, așa, înțelegi? Le fac foarte atent și mă gândesc de ce le fac și pentru ce le fac, ca să știu care este publicul țintă. Și Valeria imediat mi-a spus, mami, videoclipul va fi filmat în România, în rolul principal voi fi eu, pentru că ea m-a întrebat ce vrei să vezi acolo. Eu spun, zic, păi mă gândeam că trebuie să mergem pe litoralul mării și eu cu un actor și tu cu ce... A, gata! Știi? Și uite că ea s-a încercat aptitudinile ca regizor și sper eu că a fost foarte frumos, pentru că nu mi-a permis să vin la primele filmări din România. A, nu? Nu, nu, nu. Ea a mers cu actorul, cu echipa acolo, ea a găsit hotelul, ea a găsit mașina, ea a gândit absolut tot. A plătit benzina. Păi tot ce se plătește, se plătește pe cardul lui mama, știi? Nu e o problemă. Mama, stai acasă, eu ți-o-i face. Din câte cunosc, aveți o relație foarte specială cu Valeria, pentru că nu sunteți mamă și fiică, mai mult prietene foarte bune și chiar cred că lumea așa ce vă spune, sunteți surori. Știi, mie nu mi-ar plăcea să-mi spună suntem surori, pentru că
cel mai frumos moment și dar de a fi mamă și atunci când îmi spune mie ce fată frumoasă aveți și talentată, pentru mine chiar este ceva special, pentru că eu am soră și eu cu sora mea nu prea mă înțeleg, ca să știți. Așa. Că suntem foarte diferite. Eu fiind șatene de felul meu și slăbuță, ea este blondă și negruță și tot timpul am fost distanțată, pentru că ea la țară, eu aici, doi oameni diferiți. De aceea, mie mi-ar plăcea să-mi zică mie că eu sunt mamă, pentru că de la mama aici învăța foarte multe. Vrem să ajung la relația dintre artist și regizor, pentru că prietene sunteți bune și, mă rog, sunt familie, dar cum ați lucrat așa în echipă, regizor și artist? Am zis, nu s-a lucrat cu mine, tot ce a făcut, a lucrat Valeria, ca să o cunoașteți, ea are un caracter foarte stabil, serios, și dacă a vorbit ceva a doua oară, nu mai trebuie să vorbești, că dacă îi fac observații sau îi zic, mami, când încep filmări, lasă-mă în pace că totul este stabilit. Este foarte serioasă în tot ceea ce vorbește, a luat echipa, a plecat, a început să-mi trimite niște poze de la filmări, după aia mi-a zis, uite, în două săptămâni te-ai urcat în mașină, vii aici pentru că ți-am găsit actorul, ți-am găsit asta, trebuie să vii să filmezi. Și atunci atrăgea ea de mine pentru că nu mai găseam eu timp. Și atunci când ne-am gândit în ce dată vom lansa și de ce poartă acest videoclip de Vina este vara, am zis că hai că tot să facem o ieșire din toată această vară, să o lansăm la final de vară, la fel într-o zi separată, pentru că din momentul când o lansăm vara, se promovează doar până în toamnă și în toamnă se aruncă videoclipurile. Și atunci acasă prindem un pic de public și un pic de vară, pentru că multă lume pleacă în luna septembrie-octombrie la mare. Atunci am zis că le prelungim noi ce a spus. Da, dar dacă stăm să actualizăm, că este deja început de toamnă, temperaturile încă sunt generoase, putem să spunem de vină a fost vara, este vara, dacă puneam a fost, o puteam asculta și iarna și deja la primăvară și tot eu așa. Eu cred că și iarna, ceva nu-ți merge, de vină este vara, eu nu știu, a fost vara, eram rebele. Și mulți care obișnuiesc să meargă la, de fapt, mare, iarna la mare, îți dai seama așa, atunci zice, oricum. Uite, și atunci este valabil. Să știți, am să vă zic un secret, acum câteva zile Valeria mă sună și îmi zice mie, mami, știi ce mă gândesc eu? Ar trebui să scriem o melodie, de vină este iarna. Și toate filmăm la munte, eu zic super tare, hai că e bine atunci. Bine, filmările, ne-ai povestit despre filmările care au fost în România, dar filmările au fost și aici, acasă? Sau în cadru apare și Vichilu? Am văzut. Exact. Păi asta s-a filmat peste când am văzut și eu deja. Și acolo timp. Acțiune, mama, mașina. Da. Era o echipă în spate în care spunea stai așa, mișcă-te așa, nu încrunta fruntea, nu da așa, nu știu ce nasul, nu te uita acolo, mami, te rog frumos, și toată lumea zâmbea atât de interesant că eu eram foarte ascultătoare, știi? Aici vroiam să ajung. Vichilu ascultătoare, interesant. Ba da, eu sunt mereu ascultătoare, să știi, în toate filmările când merg, doar că și îmi place toate lucrurile să se aranjeze până la filmări. Când vorbesc de videoclipuri, n-ai lucrat cu mine, de asta nu fac fața asta așa. Nu, chiar ești curios, pentru că auzit câte ceva și de asta te invit. Vreau să-ți spun un lucru, niciun artist nu va fi indiferent cum este imaginea lui, pentru că în momentul când este imaginea ta, piesa ta și banii tăi, atunci să știi că toată lumea trebuie să muncească după ceea ce-ți dorești tu, pentru că tu știi mai bine unde ți iese râdul, unde te încrunți, unde nasul ți iese nu așa cum trebuie, și atunci sunt lucruri la care trebuie să fii foarte atent, înțelegi? Pentru că atunci când sunt eu la televiziune pot să mă urc cum vreau. Dar într-un videoclip care rămâne peste sute de ani când nu voi mai fi eu, înțelegi? Și nepoții mei o să zică, mamă, dar ce bunicuță frumoși că am avut noi! Gata, m-am lămurit, grimasa făcută totul la loc, totul în regulă. Sinceritate și încredere. Este interesant pentru că eu, din ceea ce am înțeles, Valeria, în rol principal, este Vichilu, da. Când la o altă perioadă strălucită a vieții ei. Da, de fapt, să nu uităm acum și de cei care au început și au scris această melodie, pentru că tot a început de la ei, dacă am vorbit acum, Valeriu Pașa și la fel Vitalie Catană, cu care tot discutam și vorbeam, le-am trimis videoclipul lor și am așteptat să văd de ce va spune și ei foarte încântați de acest lucru. Și în momentul când am lansat videoclipul, eram foarte curioasă să văd cum va reacționa
impresiona lumea la tot ceea ce este pe și? Facebook, YouTube, curios. Să știi că m-am trezit la momentul că foarte multă lume aștepta piesa și în special videoclipul nou, pentru că atunci când se lansează ceva nou cu fata ta, că lumea asta e curioasă cum e Valeria, nu atât de mult cum sunt eu în videoclip. Un început cu dreptul, cum da. O fi, multe realizări frumoase înainte. Mulțumesc tare mult, să dea Dumnezeu. Și dacă cu fica, la început de toamnă cam număr în bubocii. Și de și regizor. Exact, zic la început de toamnă cam număr în bubocii și uite că ai o producție. Numărăm. Da, numărăm. Ne mai așteaptă ceva? Pregătiri, surprize din culise? Ne dai câteva detalii. Din culise ce pot să vă spun? O să mai lansez ceva din proiectul Vichelu, acum în toamnă, cred eu într-o lună și după aia într-o o să lansez ceva pentru iarnă, pentru că vin sărbătorile de iarnă, o să mai lansez un videoclip, o să mai lansez ceva de muzică populară și cam... Revine și cam Victoria Lungu și Vichelu, da, merg mână în mână. Fii aici, vom lăsa portița larg deschisă, atât pentru Vichelu, Victoria Lungu, mamă împlinită, și pe Valeria, apropo, așteptăm în calitate de regizor. Mare drag, scrieți ei pe Facebook, pentru că ea deja este fată mare, așa ca să știți. Deci nu pe la mămica se poate. Nu. E foarte... Să știți un lucru pe care l-am sesizat și am tot zis, lumea îmi scrie mie și zic, oameni buni, are 23 de ani, este actriță cu acte în regulă, este om de televiziune cu acte în regulă, este deja, are în spate o casă... Are profil pe Facebook cu acte în regulă. Nu are nicio treabă Facebook-ul, ea nu prea este activă pe Facebook, dar vreau să vă spun o chestie. Ea are în spate o casă de producție în care nu poate să facă niciun pas fără ei. Așa. Și de aceea, indiferent ce unul aș spune, îi spune, nu posta asta, nu pune asta. Așa că deja luați-le. Eu știu că și pe acasă vine foarte rar, pentru că atunci când nu ajunge... Am văzut și eu postările. Eu nu știu când ea vine acasă. A venit acasă chiar de sărbători. Dacă nu o găsim, întrebăm de mămica. Vicky Lu, în această dimineață, alături de noi, dăm vina pe vară, deși e toamnă. Tare mai vreau la mare. Urmărim videoclipul.
afară, mă invit afară. Inima îmi bate cum nu se mai poate. De vină este zilele de vară. Sunt ochii tăi albaștri arzi în nor. Nopțile de vară sunt ale tale șoapte de amor. Visele de vară sunt aripile unei mari iubiri. Clipele de vară sunt cele mai frumoase. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Iar acum, atențiune, atențiune, căutând tot așa să găsim o semnificație a zilei, tot timpul privim peste ocean către americani, că ei vin cu sugestii. Ci că astăzi este marcată Ziua Internațională a Permisului de Consum a Salamilor. Mănâncă cât încape, frate. Păi asta e fain idee. Hai, ziua salamului. Da, ziua salamului. Exact, ziua salamului. Așa că azi se permite, cu toate că nu recomandăm, trebuie să adoptăm un stil de viață sănătos și aici și presupune un stil alimentar. Echilibrat și mai puțin salam. Cert este faptul, dacă adaptăm ușor toate cercetările științifice venite de la, din America sau de la universitățile grele de prin Oxford, când le adaptezi la condițiile din Republica Moldova, mai ales asta cu ziua salamului, parcă zici, mâncarea preferată a moldoveanului care este? Ce-o fi? Ce-o fi, da. Dar dacă este o bucată de cărnaț de salam în frigider, atunci e bine. Eu cred că e motiv de sărbătoare mai mult, poate pentru germani. Ei adoră... E cu tradiție. Da, ei adoră mai ales cărnăciorii. Cărnăciori. La ei se găsesc peste 300 de feluri de cărnăciori. Da, 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 da. Mai ales când acum și e octombrie, Oktoberfest, multă bere, cărnăciori, salată. Ziua vinului la noi, oprește-te. E dimineață, cum poți dizi de dimineață să te gândești la ziua, la cărnăciori și la bere și la... Mai ales la noi mai avem ziua vinului, să nu uităm de sărbătorile naționale pe care trebuie să le scoatem în evidență, să ținem cu și noi la tradiție. Cu măsură trebuie scoasă și sărbătoarea în evidență. Ei bine, dar altceva ce s-a întâmplat în istorie, aflați de la calendarul zilei. Se făcea la 7 septembrie cu mai mulți ani în urmă. În 1812 a avut loc bătălia de la Borodino, cea mai sângeroasă din războaiele napoleoniene. Organul de poliție criminală internațională numit și Interpol a fost instituit în 1923. În anul 1949 a fost proclamată Republica Federală Germania, cu capitala la Bonn, în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și engleză. Compania atotștiutoare Google a fost fondată în această zi, în 1998. În Brazilia, astăzi, este sărbătorită Ziua Independenței. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Că tare ne-a fost dor și de camelia la popitroștirilor, adevărat ne-a lipsit. Exact, nu că ne-ar plăcea, nu o să ne lăudăm, dar chiar încercăm să fim altfel. Cu altfel de știri vine și Camelia în fiecare dimineață și chiar credem și știm că vă sunt de folos, că le așteptați să vedeți ce s-a mai întâmplat, cum stăm la capitolul curs valutar, meteo, de ce nu? Sigur că da. Altfel de știri, prezentatoarea e aceeași. Camelia, bună dimineața! Bună dimineața, colegi! Bună dimineața, dragi telespectatori! Prețurile carburanților ar putea să crească în aceste două săptămâni. Începând cu ziua de ieri și până pe 19 septembrie, un litru de benzină va putea fi procurat cu cel mult 17 lei și 40 de bani, față de prețul de 16 lei și 95 de bani din ultimele două săptămâni. Iar prețul motorinei ar putea ajunge până la 14 lei și 75 de bani.
Vești bune pentru piața muncii de la noi. Numărul șomerilor din Republica Moldova a scăzut în acest an cu aproape 10.000, comparativ cu trimestrul 2 al anului trecut, atunci când numărul acestora era de 55.000. Astfel, rata șomajului s-a redus de la 4% până la 3,6%. Potrivit Biroului Național de Statistică, cea mai mare pondere a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a fost înregistrat în orașe, de 5%, comparativ cu statisticile din mediul rural, de 2,3%. În atenția Serviciului Fiscal de Stat, vorbim despre persoanele care dau în chirie locuințele. Aceștia se vor alege cu amenzi mari în cazul în care nu vor înregistra contractul de locațiune și nu vor achita impozitul care constituie 7% din venitul obținut. Instituția a emis o atenționare în acest sens. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu în data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua la orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova. Tot mai multe apartamente date în exploatare. Piața imobiliară a înregistrat un record în acest an, dând în exploatare aproape 8.000 de apartamente, cel mai mare număr de până acum. Potrivit experților în economie, în 2017 situația din industria construcțiilor s-a remediat după ce în 2016 vânzarea de apartamente a înregistrat o cădere bruscă. Creșterea numărului de vânzări se datorează în mare parte micșorării prețurilor apartamentelor. A apărut al patrulea tip de ciocolată. Iubitorii acesteia se pot bucura de un nou gust, ciocolata rubinie. Aceasta are o aromă naturală de fructe de pădure, e dulce acrișoară și a fost prezentată zilele acestea pentru prima dată în Shanghai. Ingredientul principal al produsului îl reprezintă un tip special de boabe de cafea, a căror pudră este roșie. Iar acum datele despre vreme. Astăzi, 7 septembrie, vremea se menține stabilă, presiunea atmosferică este normală și vor fi temperaturi de până la 28 de grade Celsius pe întreg teritoriul țării. Banca Națională a stabilit pentru astăzi un curs de 21 de lei și 13 bani pentru un euro. Dolarul american poate fi schimbat cu 17 lei și 76 de bani, rubla rusească cu 31 de bani, iar leul românesc cu 4 lei și 60 de bani. Noi vă oferim alt fel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Tăcerea este de aur. La fel ca și publicitatea care este urmărită în liniște. Генеральный спонсор показа Nescafe. Se pare că, deși este toamnă în calendar, noi încă mai visăm la destinații exotice, la vacanță, pentru mai ales cei care nu au reușit să se odihnească în perioada de vară. Dar e rentabil acum în toamnă să găsești. Ce? Eu știu că fiecare dintre noi avem câte o listă de destinații de vacanță și tot bifăm. Dacă reușim am să ajungem. Vrut sau dacă... Am mai vrut. Că... Da. Ia-mi zi-mi, ce este pe lista ta? Ce se găsește acolo? Eu... Primele. A fost. Lista este... Tot se completează de la an la an. Și dacă anul acesta am văzut pentru prima dată mare, îți dai seama că lista a devenit mai completă. Am vrut să văd mare. Nu a contat unde, dar am fost în Bulgaria. Nu e un început rău. Deși, peninsula Scandinaviei, Egipt, China, oriunde, Thailanda... Oriunde, unde este mare? A, deja nu. M-am liniștit. Așa. Să știi că eu mi-am dorit chiar de mică, spuneam mereu că vreau să văd Veneția și am fost acolo și apoi vreau să văd Brazilia. Da. Nu știu de ce, mie mereu mi-au plăcut acele festivaluri. Carnavaluri pe care samba. Le-au ele. Exact. Și toate fetele alea îmbrăcate în colorat. De fapt este foarte, foarte colorat. Niște mișcări din alea. Samba de Janeiro, cum spun în portugheză. Da, 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 da. Nu te-ai gândit la Brazilia? De ce? M-am gândit, am mai vrut, am oftat, mi-am dat seama, m-am primit în buletin, cetățean al Republicii Moldova și m-am liniștit. Tu, în ale fotbalului, ești mai da. Versat. Da. Din te rog, acolo este unul dintre cele mai mari stadioane? Maracana. Exact. Este. Vezi, Maracana. Știu, am auzit. Bravo, măi, uite, știi ceva că se află. Măcar ceva să vezi, vreau să te motivezi. Nu vrei să vezi fete, nu vrei să vezi carnavalul, măcar să duci să vezi stadionul. Bine.
M-a lămurit, cum se spune. Ce-i drept, astăzi este marcată Ziua Independenței în Brazilia și cum scrie pe drapel, Ordem Progresul. Asta cred că așa sună și în portugheză, ce înseamnă ordine și progres. Cel puțin în fotbal se pricep oamenii. Țara boabelor de cafea, acolo unde fotbalul i-a dus la statut de religie, țara femeilor frumoase și, desigur, destinația unde ați putea să aveți o vacanță de neuitat. Deși sună tentant să faceți rezervări de bilete chiar și în vreme de toamnă, iată care ar trebui să fie așteptările voastre. Brazilia oricum rămâne o țară în curs de dezvoltare. Puteți distinge asta dacă riscați să vă cazați în cartierele de tip Mahala, numită și favele, așa cum este Santa Marta din Rio de Janeiro. Mare grijă la obiectele prețioase și siguranța personală. Nu le sunt străine nici ambuteiajele, ba mai mult, sunt campioni! São Paulo deține recordul mondial pentru cel mai lung blocaj rutier, 309 km. În Brazilia se află cea mai bună plajă din lume, Baia do Sancho. 21 de insule ce formează un adevărat parc marin atrag pe cei care vor să se bronzeze, cât și pe cei care sunt pasionați de scufundări, unde pot să admire toată fauna acvatică. O bună parte a teritoriului este acoperită de jungle. De aceea, când pădurile dau năvală prin orașe, brazilienii nu ies cu ferestreul, ci amenajează adevărate păduri urbane. Cea mai mare este Floresta da Tijuca și cuprinde o suprafață de aproape 4.000 de hectare. Puteți vedea specii de plante exotice, maimuțe, tucani și multe altele. Exploratorii domeniului gastronomic la fel pot să-și satisfacă poftele atât în bucătăriile din stradă, cât și în localuri. Majoritatea ingredientelor întâlnite pe farfurie sunt orezul, fasolea, carnea roșie, peștele și făina de manioc. Iar după mâncăruri copioase, poftiți la dans! Evident, dacă prindeți și perioada carnavalurilor de la Rio. Atunci, chiar și cel mai slab inițiat în ale coreografiei poate să facă performanță. Iar îmbrăcămintea ușor sumară a dansatoarelor doar incită ritmul și atmosfera. Asta e Brazilia, sau cel puțin o parte din ea. Descoperiți-o! Ei, cum ați ajuns la mijloc de săptămână? Astrele au fost binevoitoare cu domniile voastre? Bani, relații, dragoste, tot în regulă? Este foarte interesant când îți asculți prezicerile pentru zodia astrală și când colo nu prea ai de afaceri, dar îți vorbește exact despre afaceri sau partenerul de viață când tu nu ai nici pe nimeni aproape de tine. Ce e bine că colega mea Galina de fiecare dată găsește ac pentru cojoc pentru fiecare zodie. Stă noaptea întreagă, privește la stele, dacă se mai văd, și a doua zi horoscopul e gata. Așa e, Galina, am dreptate, nu-i așa? Așa este, Liviu, ca de fiecare dată ai dreptate. Neața încă o dată tuturor. Aspectele planetare de azi aduc un plus de optimism și sporesc șansele de reușită, mai ales în afaceri. De asemenea, sunt favorizate studiile și călătoriile. Ce au pregătit astrele pentru fiecare nativ, vă spun chiar acum. Este o zi favorabilă studiului, călătoriilor în interes profesional și comunicării cu persoanele importante. Sunteți foarte activi pe plan social. Astrele vă sfătuiesc să nu neglijați persoanele mai în vârstă din familie. Taur, se pare că aveți îndoieli în privința unei afaceri. Intuiția vă este un aliat de nădejde. Puteți obține o sumă importantă de bani dintr-o colaborare. Nu tratați cu superficialitate problemele de la locul de muncă. Gemeni, în prima parte a zilei s-ar putea să aveți de alergat după documente necesare pentru o tranzacție. Întâmpirați mici obstacole, dar reușiți să vă descurcați. Se pare că sunteți nevoiți să faceți cheltuieli mari care vă cam afectează bugetul. Rac, dacă aveți de susținut un examen, nu vă faceți griji. Șansa este de partea dumneavoastră. De asemenea, sunt favorizate călătoriile și deciziile importante.
se întrevăd schimbări favorabile pe plan financiar. Leu, reușiți să vă redresați bugetul cu ajutorul unei sume considerabile pe care o primiți la locul de muncă. Puteți să faceți planuri pentru o călătorie în interes personal și pentru anumite investiții pe termen lung. Vă sfătuim să nu neglijați odihna. Fecioară, este posibil să cumpărați un obiect de valoare cu ajutorul unei rude apropiate. La locul de muncă, șefii vă apreciază rezultatele, mai ales după ce reușiți să rezolvați o problemă mai delicată. Vă sfătuim să evitați speculațiile financiare. Balanță, sunteți foarte hotărât și reușiți să terminați cu bine o activitate importantă începută zilele trecute. Este momentul să culegeți roadele muncii depuse în ultima vreme. Nu este exclus să obțineți avantaje materiale și să vă afirmați în societate. Scorpion, sunteți ambițios, iar asta se simte atât în activitatea profesională, cât și în relațiile parteneriale. Aveți posibilitatea să rezolvați ușor problemele de serviciu și de casă. Țineți cont și de părerile partenerului de viață. Săgetător, aveți succes în afaceri și puteți să finalizați lucrări începute cu mai mult timp în urmă. Intuiția vă ajută să rezolvați o problemă financiară. Este totodată o zi favorabilă comunicării cu prietenii și cu persoana iubită. Capricorn, optimismul cu care începe ziua vă ajută să suportați mai ușor grijile cotidiene, mai ales cele legate de lipsa banilor. În partea a doua zilei vă pregătiți pentru o călătorie lungă în interesul familiei. Bazați-vă numai pe banii pe care îi aveți și nu sperați la mărire de buget. Vărsător, sunt favorizate relațiile cu partenerii de afaceri. Activitățile începute astăzi au mari șanse de reușită. Este o perioadă favorabilă afacerilor și investițiilor. Petreceți seara în mijlocul familiei, într-o atmosferă relaxantă. Pești, sunteți nevoiți să vă schimbați programul, dar nu este cazul să vă îngrijorați, pentru că schimbările vă avantajează. Este posibil să faceți cunoștință cu o persoană importantă care vă poate ajuta să începeți o activitate extra-profesională. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Hai că tot ne-am săturat să vorbim despre era digitalizării, în care tot ce ne poftește inimioara, am scos repede smartphone-ul și am găsit acolo. Așa, eveniment aici, eveniment dincolo, merg interesat, fotbal, teatru. Ne oprim la teatru, pentru că această toamnă, pe lângă aceste activități la care suntem sigur că luați parte și așteptați sărbători de ale vinului, de ale vernisajului, tulburelului în beci la exact. Nenea Jura. Eu cred că cei de acasă așteaptă și reuniunea Teatrelor Naționale, deja a treia ediție de pe 20 septembrie și în această toamnă va fi la Chișinău. De aceea, zici tu, teatru bine e marcat. Teatru sigur sunt da. Interesați foarte mulți. Iar cine cel mai bine se poate percepe decât inițiatorul acestor proiecte minunate de reuniune a teatrelor, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, domnul Petru Hadârcă. Aveți ceva de declarat în acest Bună context? Dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Avem. Avem. În primul rând, deja reuniunea Teatrelor Naționale și ocupă locul lui bine meritat în fiecare toamnă când deschidem stagiunea Teatrului Național Mihai Eminescu, invitând alături de actorii de la Chișinău, actorii de la Teatrele Naționale de pe ambele maluri ale Prutului. Anul ăsta, la cea de-a treia ediție, deschidem, cum e obișnuit deja, cu un spectacol la Teatrului Gazdă, cu spectacolul În ochii tăi fermecători, în regia lui Alexandru Vasilachi. Acțiunea are loc în perioada anilor 20, începutul, pe malul Nistrului, la Vadului Vod, un spectacol dramatizat după Gip Mihăiescu. A doua zi îi avem ca oaspeți deja da? Nu mai țin minte și nici nu vreau, vreau să devin o tradiție și o normalitate, prezența și prestația actorilor de la București, Iași, Craiova, Sibiu, Târgu Mureș. Șase, da. Cei de la Chișinău suntem șase orașe. Da, și să fie
că sunt așteptați de spectatori. A doua zi vor prezenta spectacolul Idolul regiei lui Ion Cojar, un spectacol clasic cu actori de prima mână a Teatrului Național Ile Caragiale din București, cu Dan Puri, cu Ioana Stana Ionescu. Iar a treia zi, tot Bucureștiul, va prezenta un spectacol mai ieșit din atmosfera clasică. E un spectacol experiment pe care l-au lansat l-a lansat Caramitru într-un proiect de ăsta, de a da posibilitatea tinerilor să încerce să... Noi am îndrăznit să profităm de ocazie în cazul în care vor fi și domnul Ion Caramitru, dar poate chiar și Dan Puri, va binevoi să vină în platoul nostru. Printre repetiții și spectacole, da, reinvităm la... Cu drag! Ora este matinală, înțelegem că pentru un actor e cam greu, tis de dimineață. În perioada festivalului, da, eu cred că accept programul încărcat, programul dinamic, că așa e bine, să profităm de oaspeți, să-i stoarcem de toate emoțiile pe care le au în sensul frumos al cuvântului și să comunicăm, să profităm de comunicare. Sigur că da. Nu putem să nu vorbim și de o altă latură, pentru că este foarte greu să organizezi, bănuiesc, 5 ore așa de peste Prut să vină. Cum la acest capitol vă descurcați? Cu cazare? Cazare, pentru... mâncare, dar le omenești așa, din astea. Păi avem prietenii teatrului și, în primul rând, Ministerele Culturii de pe ambele maluri ale Prutului, e bine, care susțin, susțin financiar Institutul Cultural Român și sunt prieteni care întind o mână de ajutor și fac posibil deplasarea trupei de actori. E un proiect costisitor. E și la momentul dat, noi încă nu avem acoperit toate momentele organizatorice, dar speranța și optimismul stă în fruntea mesii. Să scoatem în evidență importanța asta așa palpabilă a reuniunii teatrelor, pentru că este și o ocazie pentru teatrele aflate și, să nu le spunem provinciale neapărat, dar atunci când merg în peste Prut, deja sunt cunoscuți datorită acestor evenimente. Da, mai avem un eveniment frumos pe care tot e la a patra ediție, proiectul din ianuarie-martie, când schimbăm turneile cu Teatrul Național din București cu Iași, când organizăm Teatrul Românesc la București, Iași și Chișinău. Și anul ăsta m-am bucurat, și anul trecut deja, anul ăsta la a patra ediție am fost, când cu o săptămână înainte nu se găseau bilete la spectacolele Teatrului Național din Chișinău la București și atât și la Iași, și asta ne-a bucurat. E o experiență aparte și spectatorul are cu cum să cântărească, să analizeze, să vezi și potențialul nostru artistic. Nu știu de ce vreau să tușesc, continuați. Vrem să vă întreb, ce alte spectacole vor mai avea? Vorbesc despre Teatrul Mihai Eminescu, ale vor fi jucate în cadrul acestei reuniuni. Păi urmează a patra și a cincea zi Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, cu un spectacol tot premieră recentă cu familie, care este selectat și la Festivalul Național de Teatru de la București în luna octombrie. Pe urmă, a cincea zi va prezenta spectacolul Oedip în regia lui Silviu Purcareti, tot teatru din Sibiu. Pe urmă, a șasea zi urmează teatrele noastre locale, Teatrul Național Satiricus și Teatrul din Cahul, iar a șaptea zi va prezenta pe scena Teatrului Național Teatrul Marin Sorescu din Craiova, cu un decor inedit. Au nevoie de o zi jumate ca să instaleze decorul și vor lucra toată ziua de luni numai la instalarea decorului. În activitățile dumneavoastră, cer scuze că vă întrerup, aveți
aveți și o dimensiune rudimentară, să spunem, și anume teatrul la microfon. Asta deja la București mai mult. Și vorbim de anumite teme sensibile pentru poporul nostru, cum sunt deportările, materiale, conceptul regizoral. Este mai complicat aici. Aici doar vocea, este și imaginea și tot, pentru cei care au urechi să audă. Da, dar e un proiect aparte pe care am ținut neapărat și în anul ăsta să fie prezent Teatrul Național Radiofonic și de la București, și vor fi prezente și spectacole realizate radiofonic și la Chișinău. Uh-huh. Va fi prezent cu teatrul nostru de la radio cu Cabaretul Cuvintelor cu al Matei Vișnec și Zgomotarul, regia lui Alexandru Cozum. Iar de la București ne-au propus 6 spectacole bazate pe teme de actualitate, a istoriei neamului nostru. La baza lor stau martirii neamului și personalități. Anul ăsta vor fi prezenți și cu un spectacol biografii memorii despre Lia Manoliu. Lia Manoliu, campioană olimpic, dar puțin cunosc faptul că ea e născută la Chișinău. Ea, campioana olimpică. Stadionul este Lia Manoliu. Lia Manoliu de la București. Da. Ea a fost și președinta Comitetului Olimpic din România și a fost cea mai longevivă participantă la 6 campionate olimpice. A luat în Mexic medalia de aur. Are un palmares foarte frumos și va fi audiat spectacolul aici în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale. Audițiile vor avea loc în fiecare zi la orele 2 în sala Teatrului Național, nu în sala mare, avem o sală adiacentă unde vor fi posibilitatea discuțiilor după fiecare spectacol, comunicări, păreri, impresii. Se mai dezleagă la limbă și cei din sală care urmăresc publicul. Mai avem un spectacol despre Arsenie Frunze, alt basarabean de-al nostru, care a fost profesorul lui Păstorel Teodoreanu și a făcut o excursie. A fost pe Muntele Athos și a scris și un roman, după care am realizat acel spectacol. Un român pe Muntele Athos, și descrie în anul 1905 pe Muntele Athos erau 900 de călugări, dintre care 500 erau basarabeni. Și sunt lucruri frumoase. Mai descoperim și noi istoria, mai descoperim personalități de care trebuie să fim mândri. Din calitățile dumneavoastră, pentru că discuția a fost ca un, nu vrem să spunem ca un bilanț sau informativ, o informativă mai mult. Și o invitație. Și un pic cam sobră, știi? Dacă vorbeam despre Păstorel Teodoreanu, știu că dumneavoastră din virtutea măiestriei grecești, cunoașteți câteva replici, să ne dați un semn și nouă de, n-am vrut să zic, mila Măriei tale. Păi îmi plac foarte multe epigrame și replica și verbul lui Păstorel. De-aia vă fac o invitație la teatru, că o să vă simțiți bine. Are Păstorel Teodoreanu o epigramă despre șef. Când mă duc la șef, îl găsesc cu chef. Când mă duc la chef, îl găsesc pe șef. Oricum, vă așteptăm la teatru, în sălile Teatrului Național Mihai Eminescu, în cadrul Reuniunii Teatrelor. Că e un eveniment, un regal teatral, și încet, an de an, deja Teatrul Național de pe ambele maruri ale Prutului își ocupă spațiul bine meritat. Și am demonstrat că teatru nu are nevoie de frontiere. Stagiunea se anunță una dinamică, imediat după reuniune vom juca un spectacol pe scena Teatrului Vasile Alexandrii din Bărț pe 3 octombrie, după care pe data de 8 plecăm cu familia tot în Budapesta, vom face un schimb cu Teatrul Național din Budapesta, după care pe data de 11 octombrie Casa Zoică îi participă la festivalul de comedii de la Galați din România anul trecut. Teatrul Național a luat
premiu mare cu spectacolul, aveți ceva de declarat și anul ăsta suntem iarăși. Băi, urâtule, băi! Da. Genial, asta da, a repetat la nesfârșit. Noi vă mulțumim dumneavoastră și să știți că invitația rămâne valabilă când un actor binevoiește să vină să ne spună despre teatrul care urmează să fie, despre piesele de teatru care urmează să fie jucate în acestea. Vă așteptăm la noi la emisiune. Mulțumim pentru invitație! Mulțumim cu plăcere. Pentru că ne-ați făcut nouă invitație la teatru și cred că și celor de acasă, celor din fața micilor ecrane. Da. Doamna asta, aveți ce face, aveți de unde vă culturaliza, nu doar să stați, să trândăviți, postând că sunteți triști pe Facebook. Sau poate chiar sunteți fericiți. Petru Cadârca a fost alături de noi, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, iar acum toată lumea, stați jos, teatru. Ăsta, da, teatru. Rămâneți cu noi! Генеральный спонсор показа Nescafe. Salutare, reața încă o dată tuturor, noi toți suntem aici. Și ce faceți voi, elevi? Ia spuneți. V-ați pregătit ghiozdanul? E călcată cămașa? Rochița, da? Rochița. Da, de ce nu? M-am simțit că sunt la o emisiune de sâmbătă dimineața pentru copii. Adresez elevilor pentru că acum cred că este momentul când își împachetează tot, iau micul dejun și ne privesc pe noi, desigur. Da, și privesc o primată care tot este full equipped, echipată ca să meargă la școală. Iată așa. Interesant în ce clasă merge ea acum și care este prima lecție. Dar, vezi, dar cravata la gât, de la gât nu-ți spune nimic. Te duce un pic spre altă perioadă a istoriei. Este pionier, cumva, octombrel? Pionier. Da? Octombrel deja avea și o... Sau, de fapt... Dar tu știi? Sigur. Am înțeles. Îți pare ție, dar eu... Zveche. Pregătită la școală, foarte bine. Așa. Alt moment interesant, să mai zâmbim mute, cei care nu se grăbesc într-atât la școală și aici trebuie să folosim un light motiv din ăsta greu din istorie. Fugit irreparabile tempus. Eu când mă gândesc ce să fac cu viața mea, sau să mă fac președinte de țară, să mă fac scriitor, să mă fac actor. Sau din cei care nu am prima lecție, mamă, lasă-mă să dorm. Da. Vezi că el este într-o depresie, este absurd ceea ce face. Este... Hai, în fine. Eu bănuiesc la cum arată, cât de dolofan este. Uh-huh. Eu cred că este într-o depresie, oare s-a golit frigiderul? Da, poate a păpat pur și simplu bine și s-a gândit, dă să mă joc eu cu biluța, probabil era o minge de golf. În schimb, dacă vorbim despre călătorii și aveți, cum să-i spunem noi, curajul să vă ridicați posteriorul de pe canapeaua confortabilă sau chiar din pat și să mergeți într-o călătorie, da, da, în vreme de toamnă și în toamnele Moldovei, de ce nu, atunci puteți să faceți, să alegeți anumite destinații. Da, și vorbeam mai devreme și despre destinațiile de peste hotare, însă să știți că și acasă avem locuri care merită să fie descoperite, redescoperite, merită să mergeți și să petreceți timpul frumos, mai aflați și câte ceva din istorie, pentru că sunt și locuri istorice. Așa că mâine e vineri? Uite câteva sugestii pentru weekend. De ce nu? 3 zile de pelerinaj sau călătorie. Vara la mare, toamna acasă. S-a încheiat sezonul estival, dar nu și vacanțele. Mai ales că e bine să ne cunoaștem mai întâi țara până a evada peste hotare. Și dacă e mai complicat să vă organizați singuri o excursie sau un tur prin Moldova, lăsați acest lucru pe seama agențiilor de turism. Am făcut un program de peste 200 de excursii anual, deci vorbim acum de fiecare weekend a săptămânii, avem neapărat programat o excursie prin Republica Moldova. O excursie, de exemplu, pentru o zi la Soroca. Ar costa în jur de 150 lei. O excursie pentru o zi la Noua Mănăstiri. Ar costa în jur de 200 de lei. O excursie la Orheiul Vechi. 120 de lei aproximativ. Dar independență. Deci prețurile încep de la 99 de lei până la 200 de lei. O excursie pentru o zi.
Iar dacă vreți să organizați o mică escapadă prin țară, veți scoate din buzunare ceva mai mult. În schimb, experiența va fi una memorabilă. O excursie de 2 zile cu transport, asigurare, cazarea o noapte cu mic dejun, ghidul inclus, ar fi în jur de 600-700 lei de persoană. Adică vorbim de un preț de vreo 300 de euro. În mare parte aici este inclus cazarea, pentru că ea este cea mai costisitoare la preț, plus serviciile turistice oferite. Dacă ați reușit deja să explorați locurile de pe la noi, puteți trece prutul. Sunt organizate excursii în România în fiecare weekend. De exemplu, în Iași avem în fiecare sâmbătă și duminică, prețul este 10 euro pentru o zi la Iași sau 12 euro pentru o zi la Iași cu excursiile incluse, transportul, ghidul, intrările în muzee, plus un mini-shopping de câteva ore. Avem Transfăgărășan, avem pentru 2 zile, o noapte, prețul în jur de 75 de euro. Avem Cheile Bicazului, prețul este în jur de 49 de euro. Pentru o noapte, 2 zile, transportul tur-retur, ghidul, asigurare medicală și cazare respectiv. Brașov, iarăși în jur de 40 ceva de euro. Indiferent de destinația pe care o alegeți, să profitați frumos de ea. Vă salutăm încă o dată și vă îndemnăm să rămâneți aproape de dimineața la RTR, pentru că în cele ce urmează trebuie să găsesc 3 adjective cel puțin ca să o caracterizez. Hai că te pricepi la asta. Este talentată, este frumoasă și îmi creează mie bâlbe atunci când formulez propoziții. De data asta am reușit să o scot în capăt. Elena Javelea, doamnelor și domnilor, bună dimineața. Bună dimineața! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit și vă mulțumesc, mă simt foarte bine. Sunt aici de 5 minute, dar deja mă simt ca acasă și e o energie formidabilă aici în platou. Noi suntem așa cald. De la sigur zâmbetul tău, Galina. Da, e un zâmbet foarte frumos. Mulțumesc. Vă felicite. Vreau să te întreb. Uite, este deja toamna. Un pic zice că e un anotimp nostalgic pentru tine cum? Nu. Nostalgie vine din suflet. La mine mereu e vară și mereu e soare. Și cel puțin încerc zi de zi să fac tot posibilul ca asta să fie. Pentru că dacă noi cumva cedăm și noi cumva vedem acea nostalgie în suflet, așa va fi și viața noastră. Bine, asta cel puțin influențează și asupra actului creației, că dacă vorbim din perspectiva ta de cântăreață, de interpretă. Dacă din perspectiva aceasta, atunci starea de nostalgie e foarte favorabilă. Aici vin cele mai tare emoții, aici vin cele mai interesante gânduri și de aici vin probabil și cele mai frumoase piețe. Desigur, când ești mai inspirat și mai... Consider că din orice stare, fie e de bucurie, fie e de nostalgie, trebuie să sustragem acel plus care să-l putem dezvolta într-o idee sau într-un ceva minunat. Să fim și noi mai curioși și ne dai atâta cât consider de cuviință, vara ta cum a trecut? Vara mea a trecut frumos. A trecut bine, nu am fost nicăieri, nu am avut ocazia aceasta, însă poate voi fi norocoasă să prind soare și iarna. Deci, respectiv, a fost bine. Cred că erai abonată la acele posteri pe Facebook de care noi tot timpul facem glume, care mâna sus pentru cei care au petrecut vara cu ochii. Exact, exact. Dar am petrecut-o alături de persoanele mele dragi. Consider că acest lucru substituie orice locație. Am înțeles. Și dacă e să vorbim pe plan profesional, cred că totuși mai prielnică este toamna decât vara. Păi stai, care profesie? Că e juvaier sau... Nu, cu juvaierul mai lăsăm un pic. Eu am observat deja. Nu sunt juvaier. Eu... Așa am zis. Cu un an în urmă am terminat masterul la conservator canto estradă și respectiv tot ce înseamnă muzică reprezintă și profesia mea. Eu pe plan profesional am lucrat pentru că consider că a venit timpul să mă maturizez. Mă maturizez nu doar după ani, dar și după tot ce înseamnă muzică pentru mine și lucrez acum cu o echipă în care am încredere și vreau să aduc un produs cât mai aproape de tot ce înseamnă țara noastră. Consider că mulți pleacă, trebuie cineva să rămână. Apropo de plecări, mulți pleacă și nu departe, peste Prut. Pentru că acolo oarecum se regăsesc, găsesc producători. Vor să fie auziți. Da, vor să se facă auziți acolo. Cum spunea colegul meu, mai întâi sunt acolo auziți și după sunt, ne mândrim că uite, avem rezultat. Mereu e așa. Eu sunt mândră de toți
toți artiștii care au plecat peste Prut și au succese. Mm-hmm. Sunt persoane foarte talentate și sunt persoane din ceea ce știu eu care au muncit foarte mult și au jertfit foarte mult. Și le ascult piesele cu mare bucurie și mândrie. Mm-hmm. Este foarte greu. Am fost și eu o perioadă. Păi de asta și te întreb, da. Știu că ai cochetat. Am fost acolo o perioadă și puțin mi-a fost greu să mă adaptez la tot ce înseamnă oraș mai aglomerat, lumea mai multă, mai diferită, dar într-un final deja mi este și dor. Sper că dacă viața mi va aduce o asemenea ocazie, neapărat voi mai merge acolo. Dacă voi avea o asemenea șansă să lucrez cu cineva de acolo, suntem siguri, pentru că am avut ocazia să intru și pe canalul tău de YouTube și să mai audiez câteva cover-uri. Este cu ce, dar cum vorbeam și noi în culisele rețelelor de socializare, atunci când interpretezi sau iei un cover la o piesă, vii și cu o notorietate a artistului, a originalului. Cât de greu este să te profilezi, să fii artist individual original, când vii tu singurică, pur și simplu, în scenă? Este foarte greu și vă explic de ce. Niciodată persoana ce cântă după original nu se va ridica la nivelul așteptărilor ascultătorului, pentru că fiecare dintre noi este deprins cu ceva, cu acel original. Respectiv, trebuie să-ți aduci al tău ceva, pentru ca lumea să poată aprecia acel cover, cum zici și tu. Și până la urmă, toți interpreții, și din România, și din Moldova, la programele pe care le cântă, ei cântă cover-uri de obicei. Și trebuie să-ți găsești acel cover și acel artist cu care tu cumva radiezi și cu care ești pe lungime de undă, ca să iasă ceva frumos din asta. Și după aceea să te gândești din cover, rezultă așa, interpretă, mână spală pe alta și tot așa. Dar foarte multe interprete s-au lansat pe baza tot ce înseamnă cover. De aceea și spun. Chiar și cu show-urile acestea de talente, chiar și James Arthur a cântat o piesă care bă, cânta o fată. Da. Și neapărat voi mai face, pentru că foarte multă lume de la noi îmi spune, uite, cântă te rog piesa aia și înregistrează-o. Și eu cumva deja îmi e cam greu să fac asta, dar oricum, eu neapărat voi lansa o serie de cover-uri pentru piesele ce sunt apreciate și ascultate de toți. Acolo tot trebuie să existe un ego care să neapărat, spună, neapărat. Eu sunt Elena Javelea, eu sunt interpret. Eu cred că cumva fiecare interpret și are vibrația în voce sau acel timbru special care cumva îl face mai diferit. Vorbeam, colegul meu a remarcat bine despre bijuterii, pentru că ai o pasiune pentru ele aparte? Da, este un mic hobby și este ceva ce pe mine mă relaxează. Atunci când am ceva timp liber, neapărat privesc tot ce înseamnă postări despre bijuterii, cum sunt confecționate, cum e mai bine să le confecționez. Eu nu sunt juvaiergiu. Nu am nicio tangență cu asta, doar că mie îmi place foarte mult și mă inspir la tot ce înseamnă pentru mine. Cred că cel mai des s-a spus Elena Floare juvaier. Mereu piesa aceasta. Și am crezut că sclipitora asta. Dedicat. Apropo, nu m-am gândit. A, nu? O voi folosi. Ziceam de... Văzusem undeva mai multe interprete din România, de fapt, care au așa un lanț, cum îl ai și tu aici. Elena, cu nume. Și cineva făcea glume. De ce își pun interpretele așa lanț? Nu cumva să-și uită numele? Știi că nu doar interpretele. Eu merg pe drum și văd foarte multe persoane care deja e o modă, cum să zic așa, cu aceste lămișoare cu nume. Mereu au fost câte ceva, ori în păr, ceva, vreo agrafă specială pentru noi toate. Probabil acum e perioada acestor lămișoare. Mie îmi place mult, pe mine mă caracterizează și... Eu cred că vine în ajutor bărbaților care nu uită numele, da. Fac un așa, salut, Elena, Liviu. Trec 5 minute de discuție. Cum o cheamă, măi? Și te uiți. Noroc că este scris acolo, noi mai cer nici buletinul de identitate și alte date personale. Astăzi mai și cântăm, nu doar exact. Discutăm. Cântăm o piesă ce se numește Fără frici. Uh-huh. Este compusă de Lilian Dobândă. Lilian Dobândă, nebunesc după tine. Exact, un tânăr pe care îl apreciez mult și care este foarte talentat. Dar este deja și compozitor? El mereu a fost, pentru că toate piesele lui cumva au fost scrise de el. Această piesă am auzit-o într-un studio. El a cântat-o la chitară. Pare mi se era pentru el sau pentru altcineva, la care eu am insistat foarte mult. Te rog, dă-mi-o mie. Iar tot ce înseamnă orchestrației și muzică îi aparține lui Cornel Bucătaru. Nu de alta, dar când spunem cuvântul compozitor, ne gândim la un after 30, deja cu mult aparataj. Deja să știi că tinerii sunt foarte talentați. Da. Nu este o stereotipizare, hai să recunoaștem asta. Doar că atunci când, dacă băiatul poate să facă asta, atunci eu cred că noi doar trebuie să încurajăm.
Noi îți mulțumim frumos pentru prezență. Cu drag, și eu vă mulțumesc și să știți că mi-ați dat o dispoziție pe toată ziua. Dispoziție frumoasă le facem și celor de acasă cu piesa ta Fără frici. Eu cred că e un slogan bun de zis de dimineață. Trăiți fără frici, de ce nu? Era să zic că se apropie și o campanie din aia Fără frici. Înainte ascultăm Elena Javele. Deci să nu vă gândiți, Doamne ferește, la altceva. Mințile și visele departe. Când nu am somn, încep să te privesc pe tine. Chipul tău e somniferul ce mă învie, știi? Tu ne știi cât de ușor mă alinți prin șoapte. Cu vocea ta îmi provoci fulgere potoape. În ochii tăi căprui văd fericirea. Când tu clipești, aprinzi și stingi iubirea, știi? Eu nu am frici, dar am momente grele. Fiind parte printre ele. Când eu dau greș, știu că lângă mine îl am pe el, ce mereu mă susține. Eu nu am frici, dar am momente grele. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Când eu dau greș, știu că lângă mine îl am pe el și nu mă tem de nimeni. Știi că visele comore aduc. Comor fără vise distrug tot ce aveam atunci când ne jucam cu foc. Și nu ne ardeam, ei vor să ne vadă plângând de dor. Că suferim, dar noi rezistăm împreună și râdem de lume, că lumea-i nebună. Eu nu am frici, dar am momente grele. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Gândesc la început cu nepăsare. Fără să vreau aș fi putut să-l las să zboare. Unde noi nu exista, unde noi nici nu conta. Fără el acum treceau zile secunde. De căutări în alte lumi, nopții minute. Fără sclipiri în ochi căprui, dar focul arde. Ascuns în secrete vii pe care doar cu tine eu le pot citi. Eu nu am frici, dar am momente grele. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Când eu dau greș, știu că lângă mine îl am pe el, ce mereu mă susține. Eu nu am frici, dar am momente grele. Cu ele cresc, fiind parte printre ele. Când eu dau greș, știu că lângă mine îl am pe el și nu mă tem. Dimineața la RTR cântă cocoșii. Vă trezim într-o nouă formulă. Mai devreme decât alții. De luni până vineri, de la 6 la 8. Ne vedeți pe RTR Moldova. Trezirea! Să nu spuneți că nu ați știut. Ei, ce? Ce vă întristați? Gata, au trecut 2 ore de emisiune, dar stați liniștiți, revenim. Ia uite ce plânge lumea. Cel puțin mâine revine Camelia și Alex. De la o lună din nou noi. Așa că încă un motiv în plus să rămâneți tot aici cu noi în fiecare dimineață. Mai ales că îi servim și cafea și pe cei de acasă. Asigur că da, cafeaua Nescafe tot timpul. Noi cât gătim și fluieră ceainicul, la voi probabil aroma deja ajunge. Exact ca în publicitate. Vă dă energie, zâmbet, dispoziție și răbdare, interes ca să ne priviți zi de zi, dimineață de dimineață. Energie pentru o întreagă zi vă urăm în continuare, să aveți, pentru că încă un pic și este weekend, mâine este vineri, cred că deja și când a trecut și joi,
Mă, dar nu-i frumos să te trezești de la o lungi și să zici, of, dar fi acum vineri. Viața trebuie trăită la maxim, cu flori, cu soare, cu toate. Să aveți o zi frumoasă, serviți-vă cafeaua din zi dimineață și numai bine. Nu înjurați țara unde trăiți, că o să ne meriți în iad și o să vă nașteți tot acolo. Asta nu a fost bună. La revedere! Pa, pa! Генеральный спонсор показа Nescafe. Vestimentația oferită de Bobin și Max Fashion.